Salutare, dragilor, uitați, am depistat care e problema la conducta asta. A trebuit să scot cu mistrie, am scos cu un polonic, cu un ibric, am scos apa, că era apa până pe aici. Deci, țeava asta care duce în casă, la mașina de spălat, mașina de spălat vine aici. Vine aici frumos, pe aici scurgere. Cum să spun, asta e spartă. Are o fisură, uite, se vede aici. Deci are o fisură, trebuie să merg să o înlocuiesc. Iar țeava asta de aici era înfundată cu călț. Nu știu, au pus ăștia călț, era înfundată. Dar este acum în casă, că am verificat. Am făcut puțin 2-3 strop perete. Trebuie să-i dau tare, că era blocată, frate. Deci apă este aici și avem apă, arată, în seara acolo unde fac dușul. La 2 grade a fost și la 0 grade afară. Acum trebuie să-i pun ăsta înapoi. Trebuie să merg să-i cumpăr exact să-l înlocuiesc pe ăsta. Deci este o țeavă. Hai că am măsurat-o cu șubler tot. Are interior de 1,80, adică de 1,80 cm sau 18 mm. Iar țeava are fi exterior de 25 de mm, 2,5 cm. Așa, acum trebuie să merg să le spăl. Și să mergem să cumpărăm. Să vedem cum îl punem. Nu știu, mi s-a părut că s-a făcut o vrăjeală aici de lucru. Ah, gata. Vezi? E pus din două bucăți. Punem așa. Am scos și pământul, că trebuia să o învârt. Bucata asta trebuie să o învârt. Am scos niște pământ. Și am verificat-o, adică când îi dădeam așa, vezi și deci aveam apă. Ia uite cum curge. Vezi? Era apă. Dar în casă nu era. Era blocat cu totul. Și după ce l-am desfundat, cum v-am spus, de călț, a mers și în casă. Deci mașina de spălat pe care am adus-o din Anglia, pe care am cumpărat-o nouă cu garanție, în Anglia am folosit-o cât un an jumătate sau cât. Așa. O punem în funcțiune. Și nu vom mai spăla haine la mână. Lumea a spălat haine la mână și... Și-a dat demisia. Și-a dat demisia. Mi-a spus să-mi caut altă concubină. Numai cât să spele haine. Glumesc faza cu concubină. Mai glumesc și noi. Stai să mă apuc să spălă rahatul ăsta. Dacă pot să-l iau de pe WC, ar fi foarte bine. E 3x4. Din materialul PVC, nu de pe WC, da. Adică de pe WC. De pe WC, hai, m-am salutat. Și la... Adică vreau să scot, să încerc să scot bucata asta de aici, din teul acesta, e vine și pisica. Lasă pisica. Să încerc să o scot, să o poate reușesc. Cum fac? Nu iese fraierul. Am curat bine aici. Uite că a ieșit. S-a rupt? Că... Da. Vezi, ți-am spus că era o... Măcar stai să văd dacă iese. E aici. Stai așa. Deci el... El nu se desfileta, se rupea. S-au început să se... S-a corodat. Trebuie să văd când îl prind acum, că n-am nici menghina. Menghina încă n-a ajuns. Luni. Pe luni ajunge, nu? Deci păi mai trebuie... A fost oprit coletul cu 1 decembrie. Hai la mașină. Mai trebuie. Vezi, ăsta e cheie 24. Mai mare nouă. Mai mare de atât. Și atunci, ce-i de făcut? Nu-l mai scot sau poți să-l tai ușor cu flexul. Dar pentru ce trebuie? Neapărat. Puteam să-l folosesc. Să-l pun în... Uite, vezi cum a fost înfundat cu călț? Ia uite călțul. Vezi? Încă să-i puțin. Deci a fost înfundat cu călț și... Na, eu ți-am spus. Nu mai ajunge apă. El de desfiletat, uite, vezi, totuși arată că s-a desfiletat puțin.
trebuie strâns cu cineva, vezi? Da. Eu spun să le folosești pe cele care le-ai cumpărat și să lași vrăjeala. Nu, nu, nu. Folosesc eu pe care l-am cumpărat, dar puteam să folosesc și chestia asta. În caz că mai am nevoie de o apă la un furtun, la ceva, să am un furtun secundar. Atunci păstrează-l până vine scula. Și mai deschid iar și acolo, iar mă mai frec, mă mai... Na, start. Uite, frate, că am dat o cheie de la, de la un vecin. Zic, nici nu știu ce cheie, doar s-a potrivit. 25. Așa, hai să încercăm cum să scurăm. Scurăm asta, asta e rău. Uite, vezi? Altă treabă. Și acum putem folosi și robinetul acesta. Care îl punem aici la... Nu, pe acesta ține, nu mai folosim. Și pe acesta îl punem aici. Ai înțeles? Am înțeles. Deci acestea, acestea le-am cumpărat noi. Așa. Îți ia puțină de la... Van. Și de așa bine. Deci noroc că... Vecinul era acasă. Și am cumpărat de chei. Am cumpărat bandă de teflon, îți chem. Da. Să scoate peruca asta de călți și îi dăm bătăi. Îl locuim acolo. Punem așa frumos, fac tot și gata. Acesta vine în continuare aici. Da? Cred că trebuie să-i pui călț, nu? Hai, pune potar. Dacă tot are călț, hai să-i punem călț, dar îi punem așa din cutie și uite, trebuie aruncat. Era bună tigruța să dea cu gheruța. Tu care ești tata caterelor. Eu pot să-i pun și mai mult, dar nu vreau să se înfunde. De ce am pus cărți? Cărți. Uite așa ceva de genul. Acesta vine la conduct acolo. Să-i pun niște cărți și la astea. Să mă țeapă pal. Pal. Ce facem? Răstignim chiar. N-am mers să facem, ne-am oprit aici prima oară. Că mă enervez că nu ne putem spăla hainele. Avem vreo 30 de perechi de ciorapi de șosete cumpărate. Și celelalte sunt puse la într-o pungă. Hainele de spălat. Bine, ai mai spălat-o, nu? Am spălat până a dat frigul. Am mai spălat și pantaloni și bluze și... Dar... E greu cu spălatul la mână când e frig. Care apă, hai, o încălzești, dar... La clătit chiar nu dovedești să încălzești. Să vedem cum facem aici. Avem
hard to be a man. Și am mai văzut. Cealaltă parte, nu? Cum? Nu-ți mai trebuie și cealaltă parte? Care cealaltă parte? Sau nu mai ai? Cealaltă parte e acolo. Și dacă o scot, curge toată da, apa. Da, nu, nu, nu. E oprit de chestia aia, știi? Asta e varianta. Deci trebuie să mă bag acolo. Stai așa. Te las să te bagi acolo și să mă fezi. Cred că îți trebuie și mănușile. Și revenim mâini. Cu da, treaba finală. Mergi să mă spăl pe mâini și după aia îmi dau mănușile. Să mă spăl pe mâini cu Protex. Pe față ne spălăm cu DAP și cu Protex. Așa, cu zoar, știi? Faza e că dă frigul și noi învelim în fiecare seară, lumea acoperă în fiecare seară. Aici cu haina aia veche, care a rămas de la persoana care a vândut casa. Și sperăm să ne înghețe, că e nasol. Mi-a dat un capcos. Mama pentru ea tocmai l-a trimis în Anglia. Te vezi, avem și noi ceva. Câte o chestie de care ne mai amintim de mama, de bunica ei, adică. Și unele chestii chiar au valoare sentimentală, chiar dacă sunt niște simple cârpi sau persoane, cum vreți voi să spun. Hai bine, face. Aici am făcut o chestie ca să punem zăvorașul să nu se spargă. Așa am făcut și pe interior. Deci mai facem câte ceva pe la casă. Hai să mai scot apa. Frate, să rup și rahatul ăsta de ibrid. Te vezi? Ibricul de la bătrână care a locuit aici. Uite ce ibric avea. Gradat, uite, 200, 400, 600, până la 1 litru. Bărnici. Ibricele nu mai sunt ce erau odată, nu? Ibricele nu mai sunt ce erau odată, vede că era ruginit, mă, frate, cred că avea 50 de ani ăsta. Știți cum ce au și scut? Hai, treci la treabă, bro. Și acum ce faci? Acum trebuie să... Să cauți altceva. Trebuie să iau vii cu oala aia care e... Hai să mă apuc. Stai să curăță. Nu pot lucra, uneori nu pot lucra cu mânuși. Vezi? Stai să-l pune un pic așa să vedem ca lungime. Nu e ca lungime, ca un venir. E pe un vârtit pe acolo. Dacă nu, nu mai tai. Cam fix, nu? Dacă nu, e să tai asta. Asta e că n-am găsit pe porcărie aia, am aruncat-o. Nu știu ce făcă, ai aruncat-o. Vreau să prezint că ăsta e puțin mai lung. Na. Mai bine să fii mai lung și să îmi tăia, adică să fii mai mic. Hai că îmi prezint și ăsta. Rămân de ea, dacă nu l-am aruncat acolo. Dar vezi că asta e deja pe filmare. Ce? Se filmează. Deci, cotul celălalt, teu, era cu 5 mm mai scurt, adică acesta e cu 5 mm mai lung. Și am spus că în cazul în care decât să fie, era un puțin mai scurt decât ăsta. Am spus că decât să fie puțin mai scurt, după aia să încurgă apa, nu știu ce, mai bine tai din țeavă. Nu știu mai, Max. Cum? Uite ce se întâmplă. Ce să ne facă el nou? Te mai miră ceva în ziua de astăzi? Asta dacă ajunge până aici. Așa se spune. Și trebuie să tai cred că 2-3 mm. Am schimbat pânza, am pus pânza nouă. De cum am avut o grămadă de lucruri din Anglia, am găsit și cheie
cât vați are? 720. Aici pentru 2-3 mm. Pentru... Asta-i tot? Da, asta-i tot. Atâta deranj? Atâta deranj. Ba un robinet, ba un condo, ba nu știu ce. Stai să dau și ochelarii jos. Scafandă. Versace. Hai, Versace. Să pun aici câteva să nu călcăm în picioare. Încerc să pun astea cap la cap, că a reușit să-l scoate de acolo. Și bine, asta ceva de genul așa. Trebuie să nu intre în misul. Uite pe misul. Bag aici înăuntru, cred că aici vine. Vine prima oară pus așa. Frumos. Și acesta îl împinge aici, nu? Sau nu? Probabil. Nu, uite așa vine. Gata, asta e. Așa vine. Lucrez greu cu mâna stângă. Să se pun și asta. Înapoi. Între. Înțelegi? Deci el trebuie să fie între. Deci până la urmă ai mufat capătul. Până la urmă fez ăsta de acolo. Îl înfiletez într-o parte și după aia înfiletez în partea asta ultima. Exact cum l-ai scos. Da. Ok. Trebuie să le explic. Deci prima oară înfiletați ăsta aici. Îl băgați. Stai așa. Ce e? Deci uite, facem proba, da? Asta îl închid și îi dau drum. Ia-uzi. Auzi cum fâzi. Uite, acolo nu picură nimic. I-a pus cârți peste tot. Și... pare ok. Ia să-i dau drum aici. Băi, mai pot să-l opresc, stai așa. Deci, treaba e bună. Și acum ce faci? Lași robinetul deschis așa? Da, adică robinetul? Da, așa trebuie. Nu picură nimic, treaba e bună. De acum trebuie să acoperim înapoi. Da. Hai să punem aia din spate și să pun pământ cu mistria cu astea. Trebuie să ștergem asta să nu rucinească. E la un nuț, frate. Uite, frate, hai să punem la loc. Punem totul la loc. Mistria mătușii. Robuța care a locuit aici, i-a lăsat mistrie ca să reparăm. Știa ce se întâmplă înainte să moară. Ia să terminăm totul frumos. Și să punem așa cum era. Ia uite. Ai un metru. Da. 90 un metru. Și punem capacul acesta și treaba e gata. Vezi? Nu putem nimic. Hai, v-am salutat.